noastre, doamna ambasador al Republicii Slovenia, garda de onoare este constituită în cinstea sosirii dumneavoastră în Republica Moldova. Vă prezint onorul, capitan Ojoga. Să fiți persoana care veți menține legătura directă între statele noastre. La îmbunătățirea de mai departe a relațiilor noastre de lucru. Activizarea relațiilor care există. Relații așa mult ca noi, în sensul realizării programelor de împreună, într-o familie, și noi suntem mândri că am reușit, că am căpătat regimul liberal.